Cum arată copiii părinților narcisiști? Ce se întâmplă cu acești copii? Cum cresc? Și mai ales când un astfel de copil are o mamă narcisistă. Există șanse mari ca un copil al părintelui narcisist să ajungă narcisic acesta la rândul lui? Iată o întrebare pe care poate foarte mulți părinți își o pun. Mai ales dacă partenerul este narcisist sau partenera este narcisistă. Pentru a discuta despre aceste lucruri, l-avem în platou pe Sorin Lucaci. Bună seara! Bună seara! Ce faci, Sorin? Iată, te primesc. Vrei o brioșă? Cu ce mă aștepți aici? O brioșă, te rog, servește. 32 de plante are, după îți dau. Da, și prin Zoom mai avem pe cineva. Așa. Avem pe... Prin Zoom avem pe Daniela Dumitrescu, psihoterapeut și psiholog clinician. Bună seara, Daniela! Bună seara, am urmărit și eu cu interes coșul vostru cu mirodenii. Mi-ați făcut poftă. Da, dacă ai fi fost aici, te serveam cu o brioșă. Da, mulțumesc mult. Să-mi lași contactul băiatului, domnului care a fost mai devreme, pentru că am un alt subiect pentru TV. O altă carte superbă care a apărut de curând la editura Herald, Împletind iarba sacră. Deci cred că îi se potrivește cu ce aici... Iată, așadar, o să-ți las contactul lui Marian Ganciu, care de altfel este și șef bucătar foarte bun și apreciat. Cu ce ai venit în această seară? Fiicele adulte ale mamelor narcisiste. Iată, avem cartea. Ce subiect! Da, avem multe de discutat. Și iată, așadar, avem... cartea aici, scrisă de Stephanie Crisberg, spun bine? Da. Așa. Și tot așa avem multă practică în interior, cum da, pentru că dacă te uiți pe spate, este în aceeași colecție, în colecția Psihopractica. Da. Deci vorbim despre o carte cu foarte multe exemple, foarte multă cazuistică, exerciții practice, pe lângă partea de teorie și, într-adevăr, este un subiect frumos, nediscutat, sau nu prea discutat în spațiul public, despre relația fiicelor adulte cu mame narcisiste, dar nu numai, pentru că este o carte, aș spune eu, în egală măsură și pentru femei, bineînțeles, că se adresează fiicelor adulte ale acestor mame, dar și, și pentru băieți, pentru bărbați, pentru că sunt și bărbați cu siguranță și, uite, Daniela ne poate spune din cazuistica cabinetului propriu, sunt și bărbați care au avut mame, să spunem, narcisiste. Așadar, cum trăim în copilărie cu o mamă narcisistă și apoi cum relaționăm cu ea după ce ne luăm zborul din cuibul parental, să spunem, ce facem noi cu astfel de mamă? Și autoarea vorbește foarte mult despre sentimente de rușine, de vinovăție, faptul că te simți vinovat pentru că nu i-ai acordat suficientă atenție, narcisismul fiind o tulburare de comportament, tulburare narcisică, de personalitate. O mamă narcisistă are nevoie de atenție, să se simtă importantă și de cele mai multe ori în copilărie copilul, fiica, învață să aibă grijă de nevoile mamei și nu de propriile sale nevoi. Și iată, sunt curioasă să aflu și de la Daniela care ar fi aceste consecințe, Daniela, dacă o fată sau un băiat, hai să vorbim acum și de fete și de băieți, au o astfel de mamă. Ce se întâmplă pe termen lung? Cum ajung aceștia ca adulți să fie? Sunt și ei poate puțin narcisici sau au sindromul salvatorului sau al victimei? Bun găsit din nou, felicitări pentru carte, pentru că este foarte interesant, în primul rând, de distins între tulburarea narcisică la bărbați și la femei, pentru că dacă la bărbați poate este mai ușor de observat, la femei ea are o nuanță subtilă uneori, aparent nu pare nimic diferit, pentru că poate să îmbrace și apariția sau aparența unei personalități fragile, unei personalități vulnerabile, iar unei femei îi stă bine un pic de vulnerabilitate și atunci te poate induce în eroare, te poate
înșela această prezență care nu are forța unui narcisic agresor, ci din contră, și chiar în carte este această distinție între narcisicul de grandoare, care acoperă toată scena și tot peisajul, și narcisicul mai degrabă victimă, narcisicul care cere și primește atenție prin victimizare, manipulare, ideea că eu sunt într-o situație foarte dramatică, tragică și nimeni nu mă ajută, nu mă înțelege și nu mă cocolește acolo, nu are grijă de mine. Ok, părinții aceștia, evident că își pun nevoile lor înaintea nevoilor copilului. Prin urmare, primul efect este că eu înțeleg că nu contez, că nevoile mele nu contează. Și atunci, în funcție de mecanismul de coping pe care eu îl am, dezvolt diverse comportamente. Dacă mă voi lupta cu narcisismul mamei, atunci există șanse să devin și eu o personalitate narcisică, pentru că forța cu care trebuie să mă lupt cu o tulburare de personalitate este extraordinară. Trebuie și eu să ajung să fiu tulburat ca să pot să lupt cu o tulburare. În egală măsură trebuie să precizez că tulburarea narcisică poate să aibă și are o componentă genetică, deci copiii pot moșteni la nivel genetic anumite trăsături de personalitate. Dar, din nefericire, majoritatea cazurilor pe care eu le-am întâlnit nu au ca mecanism de apărare lupta, ci mai degrabă supunerea. Pentru că, gândiți-vă că vorbim de un copil care are resurse limitate, care nu are forța unui adult, prin urmare eu nu pot să mă împotrivesc adultului, pentru că este copleșitor un adult. Și atunci mulți dintre copii ajung să se supună, cum spunem noi, ca mecanism de coping tulburării, adică să accepte faptul că nevoile mele nu contează, că eu sunt în serviciu celorlalți. De obicei ajung people pleaser, ajung persoane care se sacrifică pentru ceilalți, care se pun pe ei pe ultimul loc, care nu îndrăznesc să aibă inițiative, care nu știu să pună limite, care renunță practic la ei înșiși pentru altcineva. Poate să fie mama, poate să fie iubitul, poate să fie copilul. Evident că ajung să somatizeze destul de urât, să facă tot felul de tulburări severe și abia atunci manifestările astea somatice pot să fie un semnal de alarmă că e ceva neregulă. Dar chiar și când vin în terapie astfel de foști copii, este foarte greu pentru ei să învețe să-și reconstruiască încrederea în sine, stima de sine și o imagine de sine suficient de puternică încât să rezist, pentru că dacă mama este încă prezentă, va ști să apese pe butoanele care, vorba aia, au funcționat atât de mare de vreme. Atunci ai destul de greu să ții piept unei personalități narcisice. Astfel de copii ajung și ei să dezvolte la rândul lor diverse, eu știu, afecțiuni patologice? Există acest risc, da, mai ales dacă componenta genetică este acolo semnificativă. Un mediu care este viciat poate să ducă la... Combinația în sine este cu risc, dar este foarte important ce alți adulți sănătoși au fost în jur. Și eu adesea spun că copilul are nevoie de minim un adult sănătos în jurul lui pentru a fi ok. Așa că dacă, de exemplu, avem o bunică, o învățătoare, un frate, un tată care, să spunem că reușește să facă diferența între nevoi reale și să fie totuși aproape de copilul lui, să se conecteze cu copilul lui, atunci acea bucățică de sănătate care există în anturajul lui poate să fie pentru copilul acela șansa de a se dezvolta relativ funcțional și mai sănătos. Observam aici, Sorin, iată trei capitole. Unul, identificarea gaslighting-ului și a lipsei de empatie, întrerupe tiparele de gândire negativă și văzusem încă unul legat de critică. Acestea sunt cumva caracteristicile persoanei narcisice, critica, gaslighting-ul, lipsa de empatie. Da. Critica, vocea critică a mamei, să spunem, cu care fiica se confundă la un moment dat
și vocea mamei devine vocea critică interioară a fiicei, uh-huh, și de cele mai multe ori își spune nu sunt suficientă, nu fac lucrurile foarte bine sau nu suficient de bine, au o tendință spre perfecționism și aseară noi am discutat într-un webinar superb pe care aș vrea să-l menționez, organizat de Daniela, legat de rana de devalorizare. Sunt mai multe răni și sunt convins, Daniela, că și în această carte, în cazul fiicelor, mamelor narcisiste, există tot felul de răni. Da, poate că există rana de umilire, faptul că mama în copilărie a umilit-o pe fiică sau a făcut-o de rușine, sau rana de devalorizare, din moment ce mama este tot timpul în centrul atenției și nevoile sunt centrate pe mamă și nu nevoile fiicei. De aici și gaslighting-ul. Lipsa de empatie a mamei față de nevoile copilului, față de nevoile fiicei. Mai pomeneai tu la un moment așa, vocea critică, uh-huh, și parcă mai era ceva, încă un capitol. Întrerupe tiparele de gândire negative. Da, sunt tiparele de gândire negative, nu știu cum ar fi, să spunem, ruminarea, a fi tot timpul, cum spune autoarea, a fi poziționat în trecut, te raportezi numai la ce a fost, numai la trecut, te autosabotezi, te autoblamezi, te judeci non-stop, da? Pentru că, uite, nu ai fost cum și-ar fi dorit, să spunem, părintele, mama ta. Ce aș mai spune eu legat de ce e important în carte? Pe lângă ce este narcisismul și cu toții putem să dăm o definiție, să spunem, a narcisismului, poate lumea se întreabă, dar ce nu este narcisismul? Și autoarea vorbește foarte frumos despre sentimentul identității de sine, că tot vorbea aseară Daniela despre stima de sine, despre încrederea în sine, a nu le confunda, uh-huh, și despre valoarea imaginii de sine pe care noi o scoatem din casă și o ducem în societate. Și autoarea vorbește despre acest lucru. Faptul că un om care nu este narcisist are foarte clar un scop în viață, are definite propriile valori, are foarte puternic sentimentul identității de sine, da? Știu cine sunt, poate să treacă relativ ușor peste eșecuri și iarăși îmi place că autoarea vine cu un soi de metaforă sau figură de stil. Compară persoanele care nu au narcisism cu clădirile rezistente la seisme, la cutremure. Adică sunt acele clădiri construite într-un mod flexibil, da? Ca să nu se prăbușească la primul cutremur, la primul seism, așa cum și persoana respectivă nu este doborâtă la pământ de un posibil eșec. Aceste persoane, cu o sănătate mentală și psihoemoțională puternică, să spunem, sau în parametrii normali, da? Știu foarte bine să facă față unor situații dificile și mai ales își recunosc defectele. Un narcisist nu își va recunoaște defectele, va scoate în evidență numai părțile pozitive și chiar va exagera cu talentele și cu realizările sale. Fără să înțeleagă că, măi, are și o parte pozitivă, dar are și una negativă. Nu e perfect. Deci are și ceva defecte acolo. Dar, Daniela, există anumite teste de personalitate care pot fi făcute pentru a se identifica un narcisist? Bineînțeles că există, numai că nu prinzi un narcisist la un test de personalitate. Sau dacă îl prinzi, probabil nu spune adevărul. Pe de o parte, dar sunt teste clinice pentru toate tulburile de personalitate. Eu sunt psiholog clinician, prin urmare sunt obligată să dețin astfel de teste. Dar rar vezi un narcisic, pentru că el nu are nevoie de nimeni, el este autosuficient, dacă este pe varianta de grandoare, nu are nicio problemă, nu-și asumă niciun fel de responsabilitate, tot timpul ceilalți sunt de vină, ceilalți au greșit, nu-și recunosc greșelile, nu... Și atunci de ce să vin la psiholog? Pentru că eu n-am nicio problemă, voi aveți o problemă. Și atunci nu ajungi la un astfel de personaj, destul de greu îl prinzi în clinică.
Da, dacă se decompensează sau, mă rog, poate să dezvolte alte tulburări adiacente. Dar se pot recunoaște destul de ușor, pentru că dacă știi câteva informații, creează acest sentiment de umplere a spațiului, de nu n-ai loc, sunt doar ei acolo, acoperă tot, cum spuneam și mai devreme. Și atunci devin deranjanți. Sunt persoane care simți un disconfort în prezența lor, pentru că nu poți să te manifesti, nu poți să exprimi ceva despre tine, n-ai loc. Atunci cumva îi simți și, mă rog, pentru persoanele care sunt submisive sau care sunt dependente, un narcisic este ideal. Adică există și combinații unde patologiile se susțin. Atunci, sigur că ei pot să facă echipe foarte bune cu un dependent sau cu persoane care sunt mai depresive, care se lasă controlate. Atunci un narcisic va controla totul lejer și fără niciun efort. Îi se pare firesc. Mi-aduc aminte de un client care îmi povestea despre partener de data asta, despre, era o clientă care povestea despre partener și care spunea așa partenerul: eu înțeleg că eu vreau să controlez tot, dar nu înțeleg de ce voi vă împotriviți. Da, o întrebare foarte bună. Asta este tipologia, exact. Tipologia mamei sau a persoanei narcisiste grandomane, da? Cum spunea, da, Daniela, în lumina reflectoarelor. Nu neapărat la polul opus, lângă, se află persoana narcisistă vulnerabilă, cum o numește autoarea în carte, genul de persoană care atrage atenția, așa cum spunea și Daniela, îi place să atragă atenția asupra sa, printr-un soi de victimizare, gen noi formăm o familie, mergem cu copilul la munte, ne hotărâm, dar mama mă sună cu câteva ore înainte ca noi să plecăm, pregătim mașina și spune: mamă, mă simt rău, n-ai putea veni la mine, deși nu se simte chiar atât de rău cât să necesite o venire de urgență. Și tu, ca fiica unei mame narcisiste, lași totul și sau contramandezi sau întârzi cu câteva ore, te duci și vezi de fapt că nu era așa. Ea simțea, avea nevoie de atenție din partea ta sau îți spune la telefon în cazul în care ești pe drum: bine, mamă, lasă, bine, hai, duceți-vă acum dacă tot v-ați pornit, lasă că văd eu cum o să mă descurc, știi? Da. Genul de persoană care se plânge și se auto-victimizează. Și într-adevăr este... se și învinovățește și este o persoană foarte retrasă în comparație cu cea care este în lumina reflectoarelor. Este o persoană mai izolată, nu reușește să mențină relații de calitate cu ceilalți. Cam astea sunt exemplele. Ce vreau să vă întreb în cele 3 minute rămase este dacă este recomandat ca un copil adult să păstreze relația cu părintele narcisist. Un copil adult poate să învețe să gestioneze o relație toxică, pentru că este clar o relație toxică, poate să învețe să-și pună limite, poate să învețe să se poziționeze față de mamă. Sigur că va ieși cu scandal, va ieși cu scandal incredibil, va fi un război și va trebui să învețe să lupte pentru fiecare bucățică care îi aparține, dar odată ce câștigi teren acolo în fața unui narcisic, este un teren bine câștigat, dar narcisicii, să știți că sunt răzbunători, își va pedepsi fiul pentru că a îndrăznit să-și ia o bucățică din nevoile personale, dar da, și asta se învață în terapie, în dezvoltare personală și cu ajutorul unor lecturi de genul acesta, înveți cu greu pentru că este o muncă dublă. Pe de o parte, trebuie să mă reconstruiesc pe mine și să-mi dau seama că am valoare, că sunt ok, că merit să fiu iubit, că merit să primesc afecțiunea cuiva, că fac lucrurile bine. Deci există această primă parte în care eu mă redescopăr și mă reîntăresc și mă reînforsez pe mine și abia după aceea, după ce am câștigat așa un pic de musculatură psihologică, încep să mă poziționez și să mă afirm și să rămân ferm în fața manipulărilor mamei.
Deci sunt două, dacă vreți, două etape care nu sunt neapărat ușurele, dar se poate învăța să trăiești, te poți învăța să trăiești cu un astfel de persoană. Ce nu poți să schimbi, înveți să gestionezi. Mulțumim. Clar este că, și poate că și asta este interesant, mulți dintre copii trăiesc cumva cu speranța că într-o zi mama o să-și dea seama și o să mă laude și o să fie mândră de mine. Da. Cumva, iarăși, în terapie există această etapă, acest doliu pentru acea mamă ideală pe care eu nu o să am niciodată și trebuie cumva să înțeleg că mama nu se va vindeca, nu se va schimba. Dragii mei, eu vă recomand să continuăm discuția dacă vă faceți timp și puteți și săptămâna viitoare, pentru că îmi dau seama că mai avem tare multe de povestit și de discutat și am rămas cumva la mijlocul subiectului, însă va intra pauza de publicitate pentru noi și va trebui să-mi iau la revedere aici de la voi. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc, Daniela, mulțumesc mult, Sorin. Nu uitați cartea Fiicele adulte ale mamelor narcisiste. V-ați uitat la Alături de tine, eu sunt Alina Ilioi și vă dau întâlnire de luni până joi, începând cu ora 18, aici, la Alături de tine. Nu uitați, sâmbătă, ora 18, începe Jurnal de Adolescent. O seară frumoasă vă doresc!